Parlamentul European s-a reunit ieri la Strasburg pentru a vota cele trei regulamente de bază ale politicii agricole comune. Una dintre cele mai dure măsuri care vor fi impuse începând din 2023 se referă la scoaterea de la producție a 10% din terenul utilizat pentru agricultură în fiecare fermă. În exclusivitate pentru AgroTV, Achim Irimescu, șeful secției Agricultură și reprezentantul României în Parlamentul European, a oferit detalii pe acest subiect. Sigur, trebuie să creștem și noi producția europeană, dar sunt alte cerințe care ne ridică mari semne de întrebare. De exemplu, există două strategii în Green Deal, în Pactul Verde European. Una pentru, o știți bine, de la fermă la consumator, Farm to Fork, cealaltă pentru strategia pentru biodiversitate. Și strategia pentru biodiversitate se propune ca 10% minim din fiecare fermă să fie scoasă din producție și devotată biodiversității. Deci, practic, fermierul cu 1000 de hectare, 100 de hectare nu trebuie să le mai cultive, ci să pună ori pădure, ori pășune, deci să nu mai producă efectiv pentru agricultură. Este o provocare extrem de mare, pentru că vă imaginați că fermierii vor pierde sume importante în acest mod. Adică, sigur, ei pot să primească subvenția în continuare pe suprafața respectivă, dar nu au valoare adăugată din agricultură. Deci vor înregistra pierderi. Practic, domnul ministru, iertați-mă că vă întrerup, dar vreau să înțeleg. 10% din suprafață va fi pentru biodiversitate? Biodiversitate, da. Va deveni cu titlul obligatoriu, adică cine are 100 de hectare, da. 90. Clar. Și asta de când? Din 2023? De 1 ianuarie 2023.